Ministerul Apărării Britanic a făcut un anunț înfiorător. Rusia pare să-și fi reînnoit în ultimele 48 de ore eforturile în a avansa spre Severodonetsk și ar putea să nu mai facă nicio distinție între militarii și civilii ucraineni care nu se vor retrage din oraș. Obiectivul forțelor ruse este de a pătrunde mai adânc în regiunea Donetsk și de strângere a lanțului în jurul orașului Severodonetsk dinspre nord, a precizat Ministerul Britanic pe Twitter. Dacă civilii ucraineni blocați în acest oraș nu vor accepta oferta de a părăsi localitatea printr-un coridor umanitar, forțele ruse ar putea găsi în aceasta o justificare pentru a nu face distinție între acești civili și orice țintă militară ucraineană din zonă, a mai subliniat ministerul preluat de Ager Press. Armata rusă încearcă de săptămâni să cucerească Severodonetsk, oraș industrial din regiunea Lugansk, important pentru a putea controla întregul bazin minier Donbass. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a apreciat săptămâna trecută că bătălia de la Severodonetsk este una foarte dură și va determina soarta regiunii Donbass din estul Ucrainei. Conform guvernatorului regiunii Lugansk, Sergei Haidai, aproximativ 10.000 de civili sunt în continuare prezenți în orașul Severodonetsk.